Tronsonul de pe drumul European 85, care tranzitează municipiul Râmnicu-Sărat, va fi asfaltat și modernizat integral. Lucrările vor fi însă demarate după ce va fi deschisă circulația pe autostrada A7, astfel încât traficul greu să fie direcționat pe șoseaua de mare viteză. Investiția va fi realizată prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, în cadrul proiectului urmând a fi asfaltate și mai multe străzi din cartierele Bariera Focșani, Extindere Slam Râmnic și șoseaua Podgoriei. Predarea amplasamentului în vederea executării lucrărilor de asfaltare a avut loc în această primăvară, cu participarea autorităților locale, a constructorilor și a companiilor de utilități avizatoare. Noi am dat deja constructorilor, pentru că e vorba de o asociere, ordinul de începere, foarte curând, pentru că deja au pregătit pe un tronson trotuarele să poată realiza segmente de canalizare care lipsesc. Fără doar și poate, și am anunțat lucrul acesta, ne dorim să modernizăm acest tronson de drum european abia după ce traficul greu se va fi direcționat pe autostradă, pentru a nu compromite lucrările care le vom face între timp. Suntem în termene, chiar dacă suntem, să zicem, ușor în întârziere, dar cu siguranță constructorii vor avea capacitatea ca anul viitor să execute lucrările de bună calitate. Valoarea investiției este de aproximativ 6 milioane de euro, iar termenul de execuție este de 24 de luni.